Noi acum și de băteam și de doam 10 puncte mai jos, da? Cam tot acolo eram. Deci, Botoșani acum 99 a spus s-a luat, step și step. A fost mai bun, ca nu cel puțin mai jos, dar ce să zic, multă bată pe tine. Te încearcă așa unul de revet, că n-ai rămas în acest scurt? Nu. A fost o alegere dată comun de toată lumea. M-am văzut de drumul meu. Vedem de la vară ce va fi, ce proiect va fi la Brașov și o să văd ce voi face pe viitor. Nu ai încurcat vestea? Nu. Într-adevăr, am salutat. Am rămas prieten cu majoritatea, cred că toți. Am întâlnit persoane bune, am rămas prieten cu mulți dintre băieții de aici și mă bucur mult pentru ei și au deplinit obiectivul. Mai mult, într-un loc, cât 7-8. Deocamdată, se poate și mai mult. Ți-a cerut antrenorul mai multe informații despre FC Botoșani înainte în partide? Da, nu foarte multe, pentru că nu ne-am axat foarte mult pe jocul lui FC Botoșani. Noi ne-am axat, am încercat de fapt, că nu ne-a ieșit nimic astăzi, am încercat să jucăm fotbal, pentru că până acum toate etapele care au jucat noi de turul ăsta, am jucat toate etapele la victorie, doi atacanți, meciul de acasă, cam altceva se pare, avem multe ocazii, de fapt are multe să ne impunem de loc să-mi facem de loc. Eu vreau să mai înainte de acest meci, te interesează mai mulți jucători la Corona, crezi că ești de ei? Nu, nu e problema mea, de am plecat. Dar ai revenit la Botoșani? Da, nu m-am gândit, nu s-a pus problema, deocamdată noi avem 8 etape în care singurul obiectiv al meu este să joc cât mai bine și să fiu sănătos pentru toate lucrurile. Le mulțumesc și o să rămână mereu în sufletul meu, pentru că la Botoșani am întâlnit cam cel mai cald public din istoria mea scurt, așa, și trecută în urmă.